Mă numesc Tania Vlașcici, am 20 de ani și sunt din San Nicolau. Zbori nu este foarte greu. Sunt un artist versatil. Mă numesc Luchin Adriana și sunt din San Nicolaul Mare. Sunt Aurelian Goia, am 22 de ani și stau la San Nicolau. Meu este Costache Ștefan. Bună seara, dragii mei simiclăușeni! Mă aflu în studioul local al televiziunii, de unde vă transmit gândurile mele bune, sincere și curate la început de primăvară. Am acceptat invitația de a participa la emisiunea Oamenii Locului cu foarte mare plăcere, în dorința mea de a mă face cunoscută și celor care poate mă știu doar din vedere, fiind învățătoare la școala gimnazială numărul 1 Teodor Bucurescu. M-am născut în acest oraș, îmi place să cred că sunt o bănățeană în țoalele mele, deși o jumătate din mine este partea moștenită de la tata, tata fiind din Strehaia, oltean de mehedinți. Cu toate acestea mă consider o bănățeancă pură, pentru că ador obiceiurile acestui oraș, ador muzica populară bănățeană, și ador tot ce ține de acest oraș. De la firul ierbii, pot să spun, la oamenii alături de care trăiesc zi de zi. Despre mine ar fi foarte multe lucruri de spus, pentru că îmi place să vorbesc foarte mult, dar încerc să mă rezum doar la câteva lucruri. Am văzut lumina zilei în acest oraș în urmă cu aproape 55 de ani, într-o zi însemnată de vară, 20 iulie, Sfântul Ilie. Fac parte dintr-o familie pe care, din păcate, am pierdut-o. Părinții mei, oameni modești, cu frică de Dumnezeu, ortodoxi, mi-au dat o linie în viață prin care m-au învățat să mă aplec cu plăcere asupra omului de rând, să nu jicnesc, să nu deranjez pe nimeni și, dacă pot, să fac omului bine. Din aceste motive, mi-am ales meseria de învățătoare, pentru că mama mea, Dumnezeu s-o ierte, avea o mare dorință. Doresc ca fata mea să fie doamnă în orașul ei. Și cred că am reușit, prin școala pe care am făcut-o, să îmi aleg un loc de muncă, pentru că mi l-am ales, mi l-am dorit. Am dorit să revin în școala care m-a consacrat, școala gimnazială numărul 1 Teodor Bucurescu. E unul din locurile unde mă simt foarte bine, alături de niște oameni minunați, oameni de la catedră, colegii mei. În egală măsură îmi iubesc și foștii colegi, pe unii am pierdut din motive naturale, alții s-au pensionat și își duc bătrânețile pe la casele lor sau pe ale copiilor. Pe toți vreau să-i salut și să-i asigur de respectul și de dragostea mea. Mi-am petrecut anii copilăriei într-un cartier de oameni simpli. Eram săraci, dar eram atât de fericiți, ne jucam împreună, nu erau diferențe sociale între noi. Împărțeam bucata de pâine, în termenii noștri de bănățeni, pita cu unsoare sau pita muiată în apă cu zahăr. Și erau extraordinar de bune. Făceau vecinele crofne, împăturate, scoverzi și mâncam. Și țin minte că aveam fața plină de gem. Râdeam, ne jucam. Participam la așa numitele chefuri ale copilăriei. Distracția era sandwich-ul pe care îl făceam acasă și Chico sau Cola pe care luam de la Cionti sau de la Ipu. Așa a fost copilăria mea, plină de bucurii.
alergam cât era primăvara și vara de lungă. Știu că mi erau genunchii tot timpul plini de răni, cum cădeam, zicea mama. Doamne, Viorică, cu mama, ție nu-ți mai pică bubele că ți se fac altele. Eram un copil vesel, plin de viață. Aveam doi părinți care au vegheat ca să nu-mi lipsească nimic și pentru asta le sunt recunoscătoare. Am ajuns la vârsta la care trebuia să-mi aleg un drum în viață și am ales să mă fac învățătoare. Au fost niște ani frumoși în viața mea, anii de liceu, cu greutățile, dar și cu plăcerile vârstei. Mi-am făcut liceu într-o perioadă grea, perioada comunismului, între 1981 și 1985. Săteam într-un internat, unde eram 45 de suflete într-o cameră. Făceam curândul de servici la bucătărie și spălam cu teul pe jos dimineața. Stăteam fără curent. Seara la ora 10 se dădea stingerea, iar noi învățam sub plapumă cu lanternă. Mâncam ceea ce primeam. Țin minte că eram interne, cele de pe sate. Erau colegele de Timișoara care aveau zi de zi sandwich-ul pus de mama de acasă. În pauza de masă, noi ieșeam pe coridor flămânde. Au fost ani grei, dar am învățat, pentru că nu am vrut să-mi dezamăgesc părinții și nici comunitatea unde am sperat că voi reveni. Au trecut cei 4 ani, ani grei, dar frumoși, ani în care am legat prietenii pe viață. Și în ziua de azi, țin legătura cu fostele mele colege, care au ajuns la casele lor cu bune, cu rele. Regret că mi-am pierdut o mare parte din dascăli, cei care m-au format ca om. Le sunt recunoscătoare pentru tot ce au făcut. Știți că în anii aceia, Timișoara avea doar câteva licee de elită. Printre ele se număra și liceul pedagogic, fosta școală de fete. Eram în clasă doar fete. Asta a făcut să ne sudăm ca și grup, ca și colectiv. Am împărțit bucuriile, am împărțit necazurile. Plângeam și râdeam, dar era frumos. Au trecut repede cei 4 ani de școală, am dat bacalaureatul și, conform mediei celor 4 ani, am primit o repartiție. Știu că am intrat și acum îmi aduc aminte de tovarășul Bolog, inspectorul școlar general, care când m-a văzut intrând în sala mare în luna august să-mi iau repartiția, mi-a zis: "Na calotească-o și tu tot la măt acasă." Tot, domnul inspector. Am renunțat la Timișoara să vin în orașul meu, la oamenii mei. Și a fost atât de bucuroasă când m-am văzut cu o hârtie în mână. Acolo a fost rodul muncii mele de 4 ani. M-am reîntors în școala care m-a format și am devenit colegă cu foștii mei profesori. Aveam o reținere în cancelarie. Nici nu știam cum să-mi salut foștii dascăli. Eram cu sărul mâna, deși aveam 18 ani. Timpul a făcut ca lucrurile să se așeze și devenind colegi, am învățat să și glumesc cu dumnealor. M-am apropiat foarte mult de colegii mei, am reușit să ajung la sufletele lor și să-mi dau seama că locul meu este aici, la Sfântul Nicolae Mare. Au trecut ani mulți, am 9 generații de copii și vă spun cu mâna pe suflet, sunt mândră de fiecare. Indiferent ce drum au ales în viață, sunt copiii mei. Niciodată n-am să spun elevii mei, ei sunt copiii pe care eu nu i-am avut. Da, pentru că profesional sunt foarte realizată și am fost o răsfățată profesional, având parte de părinți de o decență extraordinară. Părinți care m-au apreciat, m-au respectat și n-au ieșit din vorba mea. Dovadă sunt toate preferințele pe care le-au avut, de câte ori doamna Pușii urma să preia o 9 generație de copii. Momentul cel mai greu și pe măsură ce am înaintat în vârstă a devenit foarte greu, e momentul când te desparți după 4-5 ani de o generație de copii.
E un moment critic pentru mine, pentru că știu că acești copii vor rămâne ca o amintire în sufletul meu și îi predau mai departe colegilor mei. Când începe toamna și mă văd în curtea școlii, alături de niște boboci pe care nu-i cunosc, mă uit spre ei, dar ochii mei sunt îndreptați spre cei de-a cincea pe care îi las acolo, pe mâinile colegilor mei. Și atunci simt o durere în suflet și am impresia că mi-am abandonat copiii, dar îi iau pe alții. Și în timp învăț și reușesc să iubesc și pe actualii copii, așa cum am făcut în fiecare generație. Între mine și copiii mei există o relație pe care în cuvinte mi-e greu să o descriu. În primul rând pentru că mi-am descoperit vocația prin această meserie. Foarte multă lume trăiește cu impresia că neavând proprii mei copii, nu sunt în stare să mă ocup de alții. Ba da, să știți că dragostea maternă pe care nu am avut cui să o împărtășesc, o împart copiilor mei. Și sunt mulți copii care îmi răspund prin dragostea lor, prin atașamentul lor și nu în ultimul rând prin respectul lor. Consider că acolo mi-este locul, în sala de clasă. Când intru în clasă, îmi las toate problemele la ușă și mă simt în largul meu, în clasa mea, alături de copiii mei. Cea mai frumoasă perioadă a vieții mele a fost copilăria. A urmat apoi tinerețea. O tinerețe frumoasă, plină de distracții, pentru că sunt o pătimașă. Îmi place mult folclorul. Una din nerealizările mele e faptul că mi-aș și dori foarte mult să rămân în Timișoara pentru un singur motiv. Să ajung dansatoare la Banatul. Iubesc, ador dansul popular bănățean. Nu a fost să fie. Am renunțat la Timișoara, nu mi-am împlinit un vis și o dorință pentru a veni în orașul acesta. Că am regrete sau nu, da, pot să vă spun. Regretele mele sunt legate de vremurile pe care le trăim și de schimbarea oamenilor. Din păcate, oamenii s-au schimbat în rău. Și am ajuns să ne urâm, să ne vrem răul unul altuia. Mie mi-e dor de oamenii mei. Mie mi-e dor de simiclăușenii mei, foștii mei colegi, vecinii mei, oameni pe care nu-i mai am. De aceea, când mă revăd după ani cu acești oameni, sufletul meu tresaltă de bucurie. Mi-e dor de vremurile când eram toți la fel, săraci, dar împărțeam bucata de pâine. Ne jucam, eram fericiți, nu aveam griji, nu aveam nevoi. Acum trăim niște vremuri care sunt grele pentru toată lumea. Dar aș vrea ca această comunitate, o comunitate relativ restrânsă într-un oraș de provincie, mie îmi place să spun că Sânt Nicolau e un sat cu blocuri. Mi-ar place ca această comunitate, chiar dacă are și oameni care nu sunt de-ai locului, au venit în oraș, să fie mai unită puțin, să ne sprijinim, să ne ascultăm, să ne înțelegem, să fim mai uniți, să lăsăm răutățile deoparte. Am impresia că ne vânăm greșelile, cel puțin în domeniul în care lucrez eu. Părinții au devenit foarte neînțelegători când e vorba de copilul lor. Fiecare vrea să audă ce îi place să audă și nu adevărul. Nu mai putem critica, nu mai putem face observații, ceea ce este în detrimentul copilului. Mie nu mi se întâmplă în clasă lucrurile acestea, să știți, dar vorbesc în general. E o muncă foarte grea să lucrez cu copilul. Gândiți-vă că aveți acasă unul sau doi și vă este imposibil uneori să lucrați cu acești copii. În meseria de dascăl, vocația este foarte importantă. Fără ea, rezultatele muncii nu vor apărea. Dacă știi să te comporți, să te cobori la sufletul fiecărui copil, cu siguranță că roadele muncii tale vor apărea în timp. Ideea este să ai răbdare și atunci va veni și recunoștința. Trăim vremurile pe care le trăim. Este greu pentru toată lumea.
sperăm într-o viață mai bună, în primul rând pentru acești copii, o viață mai bună pentru noi, un viitor mai bun pentru acești copii. Ca orice om, sunt un amestec de calități și defecte. Nu știu care sunt mai multe, calitățile sau defectele, depinde pe cine întrebați. În ciuda aparențelor, să știți că sunt un om modest. Sunt un om foarte implicat în meseria pe care o fac. Sunt un om dedicat școlii și nu numai, un om dedicat acestui oraș și un om dedicat colegilor mei. 23 de ani am fost lider de sindicat și mi-am reprezentat cu cinste și cu mare bucurie colegii. 4 ani de zile am avut onoarea și plăcerea de a fi consilier local. Pe această cale mulțumesc tuturor celor care mi-au dat votul și au crezut în puterile mele. M-am retras din politică pentru că mi-am dat seama că nu mă reprezintă. Singurul loc unde mă simt utilă este sala mea de clasă. Acolo îmi fac datoria și mă desfășor în toată splendoarea mea, în fața clasei. Personal, pot să spun că una din calitățile mele, care este sinceritatea, cred că a devenit în zilele noastre un defect. Dar n-am să mă schimb, pentru că n-am cum la această vârstă să mă schimb. Nu sunt un om frustrat, nu sunt un om care face niște lucruri doar pentru că trebuie făcute. Sunt o perfecționistă, iarăși un lucru care nu știu dacă mă avantajează pe mine, dar cu siguranță pe elevii mei îi va avantaja. Sunt un om foarte corect, parolist și iubesc oamenii, lucrurile și animalele. Sunt lucruri de care nu mă pot lipsi în viața mea. Sunt un om vesel. Îmi place să socializez. Sunt sufletul cancelariei. Fac glume cu colegii mei. Încerc să descresesc frunțile oamenilor aflați la supărare. Dar am și eu problemele mele pe care încerc să le ascund, cel puțin în fața copiilor. Este locul unde mă simt extraordinar de bine. Acolo e picătura aceea de fericire care lipsește din viața mea personală. Dar cu foarte multă seriozitate mă gândesc că vremea vremuiește, anii trec și va veni un final al carierei mele profesionale. Nu știu cum va fi. Dacă ar trebui să rămân pentru copii, mi-aș desfășura activitatea până la ultima suflare, pentru că îi ador pe acești copilași. Dar îmi pare rău că vă spun, luați-o doar așa ca pe o concluzie. Mă adresez părinților, în special celor tineri. Dragii mei, dacă nu vreți să ne ajutați, măcar nu ne încurcați. Nu ne mai certați pentru orice. Nu ne mai huliți, nu ne mai amenințați și nu ne mai reclamați pentru orice. Nu ne mai considerați dușmanii copilului vostru, pentru că nu vă lăudăm copiii de câte ori ați vrea dumneavoastră. Dar recompensele există și ele se dau când le meritați. Dar există și așa numitele pedepse, care din păcate au dispărut. Noi încercăm doar să criticăm și critica noastră este constructivă. Eu îmi doresc ca în puțini ani care mi-au mai rămas până la pensie să vă am aproape și să fiți continuatorii muncii mele acasă. Știți, de foarte multe ori, așa cum a spus Marco înaintea celeilalte emisiuni, de mine se vorbește doar de bine. Sunt convinsă că am să împart internetul în două, oameni pro și contra. Eu nu am Facebook și probabil că nu voi vedea comentariile dumneavoastră. V-aș ruga însă un lucru, să fiți foarte sinceri. Dacă tot vreți să vă exprimați părerea, care nu e în favoarea mea, pentru că nu mă puteți iubi toți și nu puteți fi toți de acord cu ceea ce am spus aici,
chiar dacă o să o faceți în scris, faceți-o cu decență. Nu trebuie să jigniți ca să înțeleg că nu sunteți de acord cu ceea ce spun eu. Nu trebuie să huliți pentru că am o altă părere decât a dumneavoastră. Și nu vreau să fiu răutăcioasă, dar în calitate de dascăl, dacă tot scrieți pe Facebook, v-aș ruga să nu faceți cu greșeli de scriere. Credeți-mă, când văd așa ceva, este atât de important, de puțin importantă părerea unui om. Asta spune foarte multe despre răutatea din sufletul acelui om. Încercați să lăsați puțin răutățile. Încercați să fiți alături de noi, cei care chiar vrem să facem ceva din copiii dumneavoastră. Încercați să ne susțineți și să știți că doar împreună vom reuși. Pentru că familia este primul model social al copilului. Știți câți copii vin la școală și aici găsesc un mediu educogen extraordinar. Eu nu vreau să fac reclamă școlii mele, dar să știți că sunt oameni dedicați în această școală. Sunt oameni care pun suflet, oameni care de multe ori și-au abandonat probabil și și-au neglijat copiii de acasă pentru a face bine copiilor dumneavoastră. Noi nu vă cerem minuni, nici să ne fiți recunoscători, pentru că e meseria noastră și pentru aceasta suntem plătiți. Dar să știți că o mică recunoștință pe care o puteți avea este doar să ne respectați. Și să nu uitați că exista odată un domnul trandafir care era lumina satului românesc. Așa cum era cu pantalonii cusuți, cu o pălărie veche, era un om modest. Și noi, dascălii, nu dăm pe din afară de bogăție, dar să știți că avem decență. Și această decență vrem să o transmitem copiilor dumneavoastră. Din fericire pentru mine, lucrez cu copiii ciclului primar. Și am uniformă la clasă, să știți. Nu vreau să fac trimitere spre anumite persoane, dar am deja copii de-ai foștilor elevi la mine în clasă. Am câteva persoane care mi-au fost eleve sau elevi și m-au ocolit, deși aveau copii de generația mea. Dar m-au ocolit pentru că am reguli și pentru că am uniformă. Dragii mei, vă întreb pe dumneavoastră, în casa dumneavoastră, la locul de muncă, nu vă desfășurați viața după niște reguli? Altfel s-ar crea un haos. Da, nu sunt regulile mele. Sunt regulile noastre ale clasei ca să ne putem desfășura activitatea. Despre uniformă, eu nici măcar nu întreb părinții dacă sunt de acord cu ea. Cei care știu că doamna Pușă are uniformă vin la doamna Pușii. Pentru că asta își doresc oamenii. Decență, eleganță și să fim toți la fel. Ca să nu creăm discuții inutile și răutăți între copii. Sunt lucrurile pe care am vrut să vi le transmit cu bunul simț care mă caracterizează, fără să fac referire la o persoană sau alta. Eu voi lua clasa pregătitoare peste 2 ani jumate. Deci nu-mi fac reclamă, să știți că am 9 generații în spate, mai am una, fără generația asta. Dar vă spun pentru cele care probabil intenționați să ajungeți la doamna Pușii, că la doamna Pușii se muncește. Și la doamna Pușii sunt niște reguli pe care dumneavoastră trebuie să le respectați. Și doamna Pușii nu face diferențe între copii, indiferent de numărul florilor din buchet, dacă există sau nu. Haideți să ne ridicăm pașii pentru salut în picioare, clasa, la marginea băncii, mâinile pe lângă cor, cum stă doamna, la doamna ne uităm. Bună dimineața! Bună dimineața! Așa ne așezăm, atenție, clasa întâi, clasa suitii. Bine ați revenit, copilași! Întotdeauna dimineața avem întâmpinarea copiilor, de bine ați venit. Sper că ați avut o noapte liniștită, ați dormit bine, ați avut vise plăcute, a fost Moș Ene pe la Gene. Da. Să ridicăm mânuța. La cine a fost Moș Ene pe la Gene? Vise dulci la copilași și cu minți. Bravo! Să vină să vă facă visele dulci și plăcute. Am visat frumos, copii? Da. Ce am visat? Cine vrea să spună? Hai, Mara, cu ce ai visat? Copisicuță, e bună, înseamnă că iubești animalele. Sofi, tu cu ce ai visat? Am visat că am fost la grădiniță. Deci,
de minune la piscină. O, acolo mi-ar place și mie, deci te-ai distrat de minune la piscină. Un albastru de tip, Edi Ghiocei, un albastru foarte deschis. Creionul ușor în mânuță, dansăm cu el pe foaie, da? Să nu obosească mânuța, nu strângem creionul. Domnișoara pune smiley. Azi punem smiley la copilașii care lucrează foarte frumos. Noi, în general, primim smiley, ne străduim. Hai, Pati, uite, știi ce-ți propun? O iubește, doamna? Da, foarte. Foarte mult. Mulțumesc și-o pe tine. Consideră că ăsta e cadoul tău de primăvară pentru mine. Și străduiește-te să-l colorezi așa în care să arăți tu cât de foarte mult îl iubești pe doamna. Îți dați mai mult. În promița asta? Bravo. Începem cu ghiocei, copii, da? Și apoi intrăm în interior. E un cerc stânga, un cerc dreapta. Trei degetele împreună ajută creionul să danseze pe foaie, să avem o lucrare frumoasă așa cum suntem noi, da? Uite aici ce frumos conturează, Alex. Bravo! Bun! Foarte frumos! Capul ghiocelului este verde. Da. Denis, da. Da, da. Îmi permiți să le arăt copilașilor? Mm-hmm. Hai că am văzut ceva drăguț la tine. N-ați auzit de ghiocei mob, așa-i? Mm-hmm. Da, să știi ce frumos a ieșit. Ia uitați. Vă place? Mm-hmm. Așa, ok? E bună de mine. Eu vă mulțumesc că ați avut răbdarea să mă ascultați și cu siguranță dacă internetul se rupe în două, este normal, pentru că altfel n-ar fi democrație. Democrația înseamnă ca tu să ai dreptul să nu fii de acord cu mine, să ai propria ta părere. Dar vă rog să o faceți cu decență. Dacă nu pentru altceva, măcar pentru faptul că sunt dascăl și în ciuda aparențelor să știți că am o vârstă. Vă respect, vă iubesc, sper să-mi dea Dumnezeu putere și ani mulți ca să mai fac și eu umbra acestui pământ în Sân Nicolau, creând din mâna mea opere de artă, pentru că din mâna unui dascăl iasă o operă de artă, copilul. Vă mulțumesc frumos, o seară frumoasă! Mă numesc Tania Vlașcici, am 20 de ani și sunt din Sân Nicolau. Zbori nu este foarte greu. Adică... Sunt un artist versatil. Mă numesc Luchin Adriana și sunt din Sân Nicolaul Mare. Sunt Aurelian Goia, am 22 de ani și stau la Sân Nicolau. Meu este Costache Ștefan.